1954. Regele Charles al III-lea se va adresa astăzi britanicilor pentru prima dată în calitate de suveran al Marii Britanii. Va fi un discurs televizat, unul dintre primele acte publice ale domniei sale, care a început ieri, în momentul morții reginei. El va fi însă proclamat oficial rege mâine, când se va întruni, conform protocolului, Consiliul de Ascensiune la tron. Moartea reginei Elisabeta a II-a și preluarea tronului de către fiul său cel mare aduce schimbări majore în viața britanicilor. Una dintre ele se referă chiar la imnul de stat al Regatului Unit. Iată. Despre toate aceste schimbări ne vorbește Andreea Georgescu. Imnul de stat al Marii Britanii, în noua variantă, care cuprinde sintagma God Save the King, Dumnezeu să-l salveze pe rege, s-a auzit la Londra la scurt timp de la anunțul oficial al morții reginei Elisabeta a II-a. Oamenii strânși în fața Palatului Buckingham, reședința oficială a monarhului britanic, au intonat imnul după ce au păstrat un moment de reculegere în memoria reginei. Cifrul royal este unic pentru fiecare monarh britanic și este format din inițialele numelui și titlului preluate din limba latină. Poate fi văzut pe clădiri guvernamentale, pe uniformele funcționarilor publici și este obligatoriu cuprins în antetele documentelor oficiale. Cifrul reginei Elisabeta a II-a, R2, adică Elisabeta Regina, va fi cel mai probabil înlocuit de CR3, Carolus Rex al III-lea, desigur în varianta latină. Cutiile poștale din întreaga țară sunt marcate cu acest cifru royal. Celebrele cutii roșii care de-a lungul timpului au devenit unul dintre simbolurile Regatului Unit, așa că și acestea se vor schimba, însă este de așteptat ca procesul să fie unul îndelungat, pentru că sunt mai bine de 100.000 de astfel de cutii poștale în întreaga țară. Nu în ultimul rând, timbrele emise de Poșta Regală Britanică vor purta pe viitor imaginea regelui Charles al III-lea. Ele sunt înlocuite periodic pe măsură ce este autorizată folosirea unui nou portret oficial care surprinde desigur profilul monarhului în funcție. Iar o schimbare importantă este legată de monedele și bancnotele folosite de britanici. Experții consultați de presa internațională cred că cel puțin până la finalul anului, Banca Națională a Angliei va continua să emită bani cu chipul reginei Elisabeta a II-a, timp în care se vor face modificările tehnice necesare pentru emiterea de monedă nouă cu portretul oficial al majestății sale Charles al III-lea. E însă de așteptat ca și acest proces de înlocuire a banilor să fie unul de durată.